Stimați oaspeți din România, prezint Liceul Raional Gheorghe Sarcu și suntem bucuroși că purtăm numele Marelui Cărturar, deschizător de drumuri și cred că, ca și orice școală, avem probleme, dar administrații raionale, noi dispunem de o clase luminoase, amenajate conform cerințelor și dispunem de un corp didactic care face nostru să facă față în fața tuturor problemelor care sunt puse în fața școlii. Școala are menirea de a da carte, de a altoi dragostea față de limba maternă și de limba de stat. Vreau să spun că liceul nostru, pe parcurs de mulți ani, colaborează și continuă să colaboreze cu școli de peste graniță, cu Botoșani, cu Suceava. Și datorită acestor proiecte, care sunt încredute că nu sunt încă perfecționate, dispunem de un cabinet de limba română, care a deținut primul loc în regiune. Baza materială este bogată, fiindcă la noi activează o profesoară care a rămas profesoară să continue lucrul la noi în liceu, doamna Petri, care l-a învățat pe domnul Adrian limba maternă și eu l-am învățat limba de stat, însă tot la fel este sora lui Ghiță. Este o profesoară cu un suflet mare pentru limba română. Dar nici noi nu ne dăm în lături să facem față la studierea limbii de stat. Dacă, cum a zis domnul Viorel, că mai există probleme, sigur că există probleme, că limba de stat le vine greu românilor noștri, dar nu la toți. Vreau să vă spun că elevii noștri, pe parcurs de 20 ani liceului raional, care vin de la Moldova, care vin de la Cluceni, care vin de la Herța, Târnauca, fac studii, statul mare, nu am înțeles, fac, continuă să-și facă studii la Universitatea de Stat din Cernăuți, la Facultatea de Limba Ucraineană, unde domnul decan Boris Bunciuc tot timpul ne trimite mulțumiri pentru nivelul de cunoștință care le-a apoiim la acești elevi.